a cerut demisia lui Dragnea, dar acum vrea ca liderul PSD să-i treacă legea plafonării dobânzilor. În a subliniere teptarea deciziei din Camera Deputaților privind legea care urmează să plafoneze toate dobânzile practicate în România, avocatul antibench Gheorghe Pipera a ținut să marcheze momentul, caracterizând discuția programată pentru astăzi drept una decisivă. Însă pentru ca această lege să fie votată, ea are nevoie de acordul lui Liviu Dragnea, fiind cunoscut că liderul PSD vrea ca toate inițiativele cu impact economic sau social să fie trecute prin filtrul său personal. Iar liderul PSD aparent nu a uitat ce, în urmă cu nici măcar 6 luni. Acela sublinierei Gheorghe Pipera îi cerea lui Dragnea să demisioneze din toate funcțiile publice, pe fondul noului dosar deschis de DNA pe numele social-democratului. Coincident sau nu, textul legii depus de Zamfir, dar redactat personal de Pipera, conform spuselor inițiatorului, nu a mai ajuns astăzi să fie dezbătut în niciuna din cele două comisii. Ședința comună a comisiilor de buget sublinierei juridic a fost anulat, iar proiectul lui Zamfir, care urma să fie discutat separat de cetre deputații jur subliniere timp, a fost scos rapid de pe ordinea de zi. Legea plafonării dobânzilor, da, inițiat de senatorul Daniel Zamfir, dar redactat de avocatul Gheorghe Pipera, după cum a recunoscut într-un interviu pentru Hotnews.ro. Chiar inițiatorul acesteia, era subliniere teptat să treacă de ultimul hop major în comisiile parlamentare din această săptămână. Ulterior, aceasta trebuia să ajungă la vot în plen. Deputații din comisiile de buget sublinierei juridică au fost chemați să decidă asupra amendamentelor care prevede, printre altele, un plafon de 18 pentru dai practicat pe toate creditele de consum acordate în România, dar într-un final discuția a fost amânată. Una din posibilele explicații este în faptul că, alături de valoarea plafonului propus pe creditele de consum, legea vizează contractele în derulare, de unde sublinierei nevoia unui punct de vedere aplicat din partea jursublinierătilor din Parlament, ținând cont că retroactivitatea legii este o problemă care a ridicat multe semne de întrebare. Zeci de speciali sublinierei în economie sublinierei reprezentanții ai sistemului financiar din cara noastră au avertizat, însă, ce dacă legea lui Zamfir ar trece în forma actuală, aceasta ar reprezenta o lovitură uriașă subliniere pentru piața creditelor din România. Printre efectele potențiale, acea subliniere tia au amintit posibila bulversare a creditului, a subliniere acum o subliniere timp acum, pentru ce ar atrage limitarea creditelor acordate doar către persoane cu venituri medii sublinierei mari, precum sublinierei împingerea persoanelor vulnerabile, devenite brusc nebancabile, către creditorii de pe piața neagră, adică spre cei tari. Avocatul antibench a lansat, în paralel, un nou atac la adresa BNR,
acuzând Banca Centrală ce a dezinformat Parlamentul atunci când a transmis ce această lege nu va afecta băncile, susținând ce acestea ar fi supuse unor reglementări specifice prin care se stabile subliniere pe nivelul dobânzilor. Gheorghe Pipera arată în privința instituțiilor de credit sublinierei a instituțiilor financiare non-bancare, nu există reglementări specifice, nici măcar de nivelul secundar, al regulamentelor emise de BNR.